piept de pui special, mai multe o să vă spun în descriere. Sigur o să vă placă rețeta asta, este o rețetă incredibilă, gustoasă și frumoasă în același timp. Nu uitați, subscribe, like, share, contează foarte mult pentru mine să vă abonați la canalul meu și să-mi împărtășiți în comentarii părerea voastră, să-mi spuneți voi cum faceți orezul, dacă îl faceți la fel ca și mine sau dacă aveți alt fel de a face orezul. Și poftă bună, spor la gătit și haideți să vedem de ce avem nevoie pentru a pregăti rețeta asta, care arată incredibil, foarte bine arată. Și am pregătit aici ceapă verde, 2-3 bucăți de ceapă verde, 3 roșii, 3 cepe roșii, un pic de ardei sweet chili și japalenio. Am aici 3 jumătăți de ardei, după cum vedeți, 3 culori diferite, usturoi, cubulețe, lămâie, un ou și aici am o pastă de ghimbir cu usturoi care le-am ras pe răzătoare și s-a format o pastă. Și cam astea sunt o parte din ingredientele mele: sare, piper, boia, amidon de porumb. Dar haideți să începem cu carnea. Și eu am aici 4 piepți de pui care i-am tăiat cubulețe, pentru că erau mai mici am pus 4, dar dacă aveți 3 mai mari nu contează, merge și 3 mai mari. Și o să pun un pic de sare, puțină boia dulce, de ardei dulce. O să pun pasta de ghimbir cu usturoi despre care vă spuneam că am dat-o pe răzătoare. Și am să storc zeama de lămâie peste. De la jumătate de lămâie. Și acum o să-l mestec bine. După care o să-l las la liniștit până se îmbină mirosurile și gusturile. O să-l las 15 minute, după care revin la el. Și după cum vă ziceam, cât se liniștește carnea, o să-mi pregătesc sosul și am să pun o linguriță de sweet chili, 2 lingurițe de sos de soia, 1 sos de roșii, tot cam o linguriță. Eu am aici un fel de ketchup dulce din chili și puțin o linguriță de oțet. Oțetul poate să fie de mere, de vin. Și mestecăm bine. Și ăsta va fi sosul nostru pentru carne. O să mai adaug puțin sos de soia, că mie nu prea mi-a curs. Cam așa, nu? Și ne reîntoarcem la carne acum. Și după ce au trecut cele 15 minute, o să adaug o lingură de făină peste carne și 2 de amidon de porumb. După care o să adaug sare, piper. Și oul care l-am dat deoparte. Și mestec bine. După ce terminăm de mestecat bine cu el, o să pregătim o tigaie cu ulei. Și o să mergem cu puiul direct în tigaie la prăjit. Nu mai este nevoie să-l lăsăm. Și după cum vă ziceam, am aici o tigaie adâncă în care am pus ulei. Și o las un pic să se încălzească.
Și după ce uleiul începe să se încingă, o să adaug puiul. Și îl adaug încet. Și continuați așa cu tot puiul care l-aveți. După cum vedeți, mi-a reușit să-mi încapă tot puiul și o să-l las așa. O să-l mai mestec din când în când cu paleta până devine maro, dar mai lăsăm un pic înainte să-l întoarcem. Și după cam 5 minute putem să începem să-l întoarcem, să-l mișcăm. Deja începe să prindă culoare. Și-l mișcăm încet. Să nu-l deranjăm prea mult. Și acum îl mai lăsăm până devine un pic maroniu. Asta înseamnă că s-a făcut. Să încercați să nu-l mișcați prea mult. Îl lăsați așa în voie, că el este cuprins bine și se face în voie. Cam în jur de 15-20 de minute, cam așa. Vedeți, el deja începe să-și prindă culoare. Îl mai las 5 minute și apoi îl scot pe o tavă. După cum vedeți, el s-a rumenit. Eu l-am și gustat, este și făcut, dar nu vreți să știți ce gust incredibil poate să aibă și cât de bun poate să iasă pieptul ăsta de pui. Și cu o palețică o să-l scot aici, pe o tavă, încet, ca să nu-l stric. Este o rețetă prea gustoasă și ar fi păcat să nu am grijă de ea, să iasă și frumoasă, pentru că, după cum vă ziceam, mi-este ușor să fac mâncare, dar mi-este foarte greu să și filmez în același timp. Și revin cu ingredientele mele. Și acum o să vin și cu legumele. Am pregătit iar tigaia, pun foarte puțin ulei de floarea soarelui, de prăjit. Și o să adaug usturoiul. Cu ceapa verde, mai lăsăm un pic de ceapă verde și pentru final, pentru ornament. Nu adăugăm pe toată. Dacă vreți să vă ornați farfuria și să îi impresionați pe cineva cu farfuria voastră. Și lăsăm 10 secunde ceapa și usturoiul să se prăjească, să se rumenească bine. După ce s-a rumenit, o să vin și cu ardeii. Eu am ardei aici, sweet chili și japalenio. Și le dau drumul aici. Și mai lăsăm și pe ei 20 de secunde la foc mare să se rumenească. Acum o să adaug și ardeiul gras. Îl amestecăm în el și lăsăm câteva minute și pe el să se călească împreună cu celelalte. Nu uitați să amestecați într-una, să nu-i lăsați prea mult. Și o să adaug și ceapa roșie. Și tot așa o să o las și pe ea câteva secunde. Și mestecați mereu, mereu. Mestecați, 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 da? Secretul e să mestecați ca fiecare legumă să apuce să se înăbușească. Și după câteva minute o să adaug înapoi carnea. Și ridicăm focul, flacăra un pic. Și mestecăm bine.
Și o lăsăm un pic să se încălzească înapoi carnea. Și după ce carnea a început să se încălzească, o să punem sosul care l-am pregătit mai devreme și îl punem pe margine așa, de jur împrejur. Iar acum o să-l mestecăm bine timp de 2 minute, nu-l lăsați deloc, îl mestecați într-una. Iar acum că am ajuns la final, am aici o lingură de amidon de porumb și două linguri de apă pe care l-am dizolvat împreună. Și o să adaug peste mâncarea mea. Și o să o mai las un minut, după care o să o opresc. Gata, am oprit focul. O să pun un pic de ceapă verde pe deasupra, pentru ornament. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă plac rețetele mele, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii și un like, share. Vă mai aștept pe canalul meu de YouTube. Și pentru mâncarea asta eu o să-mi pregătesc și niște orez. Am aici o tigaie, o cratiță de inox și un par de orez pe care o să-l pun aici în interior și o să merg cu el la spălat. Am ajuns cu el la chiuvetă și pur și simplu îl spăl și îl scurg. După care îl mai spăl o dată, iar îl mai scurg și îl spălăm așa de vreo 3 ori. Iar el începe să se înmoaie și acum îl mai scurg o dată. Iar ultima apă o să-l las 10-15 minute la muiat, după care îl voi scurge din nou. Și acum că au trecut 15 minute, el a apucat să se umfle un pic. Și am scurs toată apa. Am aprins focul, flacăra să fie mare. Eu aici în cratiță am un pahar de orez, o să adaug și un pahar de apă. Și îl mestec un pic și o să las până începe apa să dea în clocot și în momentul când apa începe să dea în clocot, o să dăm focul la minim și o să-l acoperim cu un capac. Și nu știu dacă observați, dar apa începe să fiarbă. O să adaug puțină sare, îl mestec puțin, ca să nu se lipească. Iar acum o să las flacăra la minim și o să-l acopăr cu un capac și îl lăsăm în jur de 15 minute. Și după 10 minute, deja văd că apa s-a evaporat, o să-l mestec puțin ca să-l deslipesc. Și o să opresc focul și o să-l mai las 5 minute cu capacul pus, după care orezul nostru va fi gata. Și după cum vedeți, orezul meu, după încă cele 5 minute de stat cu capac, el încă scoate aburi, este complet fiert și dacă s-a lipit un pic pe fundul crătiței, acum el se va deslipi și asta este garnitura mea din seara asta, de la pieptul meu de pui și o să-l pun aici pe tavă. Dacă am musafiri în seara asta, mi-am pregătit o tavă ca un cerc, am pus orezul de jur împrejur și o să adaug tot puiul în mijloc și fiecare își va servi singur cât dorește. Și cam așa arată finalul meu, încă scoate aburi. Și dacă scoate aburi, am observat că se bruiază imaginea, nu se mai vede așa clar. Ăsta este puiul meu, cu
cu legume din seara asta. Nu uitați să vă abonați. Sunt sigur că vă va place rețeta asta, este incredibilă. Contează foarte mult pentru mine să vă abonați, like, share, și aștept părerea voastră în comentarii, dacă voi faceți la fel orezul